La seara, prieteni, fac un scurt video. Acum a venit nou proprietar după prinț. Mă voi prinde și îl voi duce la remorcă. Deci, după 3 monte la mine, a venit vremea să plece. Să schimbăm țapul. După 3 monte, dacă prințul rămâne șeic, care se face din ce în ce mai frumos, mă bucur că le-am montat pe toate cele mature, mai puțin pe Zâna, care după cum știți este fata lui. El acum tot încearcă să le bage în călduri, dar ele sunt montate. Prințul este la loc în cușcă. L-am dus destul de bine cu o cureauă. Aici este nou proprietar, domnul, cum vă numiți? Marius. Domnul Marius de la Odon. Odon de județul Timiș. Să aibă noroc de el și să-i facă ies cel puțin de bani. Să-i facă ești cel puțin la fel de frumos cum o făcut mie. Ia de jos, mă. Și la fel de sănătos. Sănătate să aibă. Prințul a plecat. Am lăsat-o pe Zâna cu caprele. Numai 2 săptămâni a fost separată și deja caută să se bată cealaltă cu ea. De aceea nu este bine să separăm prea mult o capră sau să ducem o capră nouă în efectivul de capre. Acum, mâine sunt la serviciu și nu pot, dar duminică voi lăsa și iedele și pe șeic cu acestea 8 capre. Voi întregi, cum s-ar spune, turma. Și atunci vom merge în același efectiv până la anul viitor sau până în decembrie, când vor apărea ieduții. Este bine, acum este mai răcoare. Am mai dat drumul și la porci. Deja și scroafa și purceaua mică se apropie la jumate de termen. Deja încep să se cunoască pe ele burta. Ele abia de la 2 luni încolo se cunoaște mai bine. Se cunosc mai bine. Cum v-am spus, duminică voi avea un pic timp și voi face unirea tineretului cu maturele la căprițe. Vreau să le supraveghez cât de cât, să nu mai, să mă ferească Dumnezeu, să nu mai am surprize ca și cu Emir. Mă, totuși, sper că dacă nu mai e prințul, să nu fie chiar așa lovituri puternice. Și important este să nu, să nu fie prins către, mai mă refer la iez, la educe. În momentul în care sunt loviți, să nu fie prinși către ceva corp dur, către un perete, pentru că atunci se pot provoca leziuni interne. Deci ne vom revedea duminică cu turma întregită și cu lipsa stresului care era prințul, care deja începea să rupă pe aici multe. Ați văzut și aici locul unde a fost închis. Pur și simplu a dislocat acoperișul. Și aici, dacă nu puneam acești paleți, era gardul rupt de mult. V-am spus, a fost foarte tare, un țap puternic, mare, cu talie și cu temperament. Mai ales acum, în perioada de reproducție, se ridica și la mine, se ridica pe două picioare să mă provoace la luptă.
dar nu a avut șanse cu mine, m-a mai corectat de multe ori. Mulțumesc pentru vizionare și îi doresc la prinț o viață cel puțin la fel de bună ca și la mine în microfermă. După cum v-am spus, în nou loc, nou proprietar are o grădină mare care nu este cultivată, este doar iarbă și arbuști, unde va sta împreună cu încă vreo 10 căprițe, deci în libertate. Eu zic că va fi bine și va avea un trai bun la noul proprietar. O seară bună să aveți și ne revedem duminică.